În cadrul primei ședințe a Consiliului au fost validate mandatele a 35 de consilieri raionali și formate fracțiunile PCRM, PLDM, PD și PL. Toți consilierii, indiferent de apartenența politică, au menționat că sunt deschiși pentru a primi în fracțiuni consilieri independenți, dar și afiliați politici. Deci fracțiunea Partidului Democrat în cadrul Consiliului Raional rămâne a fi deschisă pentru ca la ea să adere alți consilieri independenți și din alte formațiuni politice. Suntem la o încălcare, suntem deschiși de jos, în toate momentele, de când ne rămâne cu dată singurii de succes, sunt date și de frumos. Mi-aș dori că în următorii 4 ani de zile, stimați colegi, Consiliul nostru să aibă o traiectorie a evoluției lucruri pozitive și nu o involuție în acest sens. Oamenii așteaptă și numai noi suntem cei care împreună am făcut niște promisiuni. Eu vreau să le spunem niște angajamente față de cetățeni. Și vreau să spun așa și sper și cred că după 4 ani de zile vor câștiga numai cetățenii. Niciuna din fracțiuni nu deține majoritatea de voturi în Consiliu și deoarece încă nu a fost formată o coaliție de guvernare de nivel local, nu s-a reușit examinarea celor 3 chestiuni incluse în ordine de zi a ședinței. Este vorba despre alegerea președintelui raionului, stabilirea numărului de vicepreședinți și punerea la vot a candidaturilor acestora. Stimați consilieri, având în vedere că niciuna din cele 4 fracțiuni care s-au constituit nu este majoritatea, noi propunem sesarea ședinței pentru consultare. Consilierii raionale au luat o pauză pentru negocieri pentru un termen nedeterminat.